Al doilea subiect, avem așa. Logaritmii baza 5 din 3x plus 5, plus 4 este egal cu 2. Stabilim prima dată condiția de existență pentru 3x plus 4. Deci condiția de existență este pentru 3x plus 4 mai mare decât 0. Îl trecem pe 4 dincolo de egal de inegalitate cu semn schimbat. 3x mai mic decât minus 4. Împărțim la 3. X mai mic decât minus 4 pe 3. În consecință, x aparține intervalului minus 4 pe 3 plus infinit. Acum să calculăm această expresie. Și anume, logaritm din baza 5 din 3x plus 4 egal cu 2, adică 3x plus 4 este egal cu 5 la puterea a doua. De aici, 3x plus 4 este egal cu 25. 3x este egal cu 25 minus 4. Deci aici scădem cu minus 4. Apoi, 3x este egal cu 21. Împărțim la 3, membru stâng și membru drept. X este egal cu 21 supra 3, este egal cu 7, care, bineînțeles, aparține intervalului minus 4 pe 3 plus infinit. Deci, soluția la noi este x egal cu 7. Mult succes! Pe curând!